Dacă vă gândiți să faceți ce fac eu, trebuie să vă asigurați că există cineva lângă voi, o jumătate mai bună, care o să spele după aia sita. Și că nu vă are la mână cu nimic. Eventual nu are nici cheile de la casă. Nu știe unde stați. Nu știe pinul de la card. Sau dacă nu bifați niciuna din astea, schimbați preșul. Bonjurică, bonjurică și bun găsit la farfuria lui Exarhu, adică a mea. În ciuda feței mele, să știți că sunt o persoană foarte romantică și înțeleg foarte bine cum se dezlănțuie valurile de iubire. Cu ceva dulce la început, așadar avem o clătită care, cum să spun, dacă voi nu râdeți când vine primăvara, vă ajută clătita asta să râdeți. Ia uitați-o! Așa face. O clătită umplută cu cremă de vanilie, cu sos de ciocolată albă, cu zmeurică asta care zâmbește și iată, dăm legătura în satelit, pentru că ea acum chiar râde la voi. Rămâneți cu mine ca să aflați cum se face. Începem cu o păstaie pe care o despicăm. Niște lapcie. Păstaie și un foc mic. Între timp ne ocupăm de galbenușuri și zahăr. Le amestecăm până când compoziția asta începe să se albească. Semn că zahărul s-a dizolvat. Zahărul e un fel de înălbitor pentru galbenușuri, dacă înțelegeți. Mă și mir că n-a apărut într-o reclamă o doamnă cu niște zahăr. Eu cu asta albesc galbenușurile. Vedeți că s-a schimbat deja culoarea, dar noi nu ne lăsăm. Mergem spre albul pur. Laptele a ajuns, a dat în clocot, scoatem păstăile de vanilie. Și acum, în compoziția de gălbenuș, o să turnăm făina. O să avem grijă să n-aibă cocoloașe. Are o structură fină. Uite-o. Turnăm puțin câte puțin laptele fierbinte. Și omogenizăm. Și, cum se spune dimineața, când o ia mai greu, o op așa. Și mergem înapoi pe foc. O să amestecăm încetişor până când crema se îngroașă. Ca și situația de altfel. Bine, situația s-a îngroșat de mult, dar aia e. Amestecăm constant, focul nu trebuie să fie foarte tare. Dar ea se leagă oricum, repede are gălbenușurile, are făina, deci nu sunt probleme, trebuie să aibă o consistență densă, da? Ați mâncat o grămadă de prăjituri cu crem patisier și nu cred că aveți probleme să recunoașteți consistența, dar chiar și așa muncim un pic și gata. Asta e consistența. Oricum ea se mai îngroașă pe măsură ce se răcește, ceea ce va și face. Și chestia asta o puteți face în avans, deci nu aveți decât grijă a clătitelor, de fapt. Sosul de ciocolată albă, crem patisier și cam asta e tot. Miroase frumos, delicat, a vanilie. Sigur că puteți să mai puneți niște coajă de lămâie bio sau alte lucruri dacă vi se pare că e necesar, dar cred că așa, pe simplitate, cu puțină zmeură, lucrurile o să funcționeze perfect. Bun, asta stă la răcit, întâi afară, după care intră la frigider, trebuie să fie perfect rece. Și mai departe o să ne ocupăm de aluatul de clătite. Facem un fel de fântâniță din făină. Sare. Neapărat. Amestecăm delicat până când simțim că nu mai este suficient de lichidă partea asta din mijloc și ajutăm cu laptele. Bun, merge și cu un mixer, dar mie îmi place mai mult așa. Cel mai bine e să omogenizați în faza asta în care aluatul de clătite este încă dens. Așa distrugeți cocoloașele și așa veți avea o textură perfectă. Bineînțeles că putem să-l dăm și prin sită, ceea ce vom și face de altfel. Încerc să-mi exersez puterea de Jedi și să atrag spre mine o sită și un bol. Poftim! Dar
Dacă vă gândiți să faceți ce fac eu, trebuie să vă asigurați că există cineva lângă voi, o jumătate mai bună, care o să spele după aia sita. Și că nu vă are la mână cu nimic. Eventual nu are nici cheile de la casă. Nu știe unde stați, nu știe pinul de la card. Sau dacă nu bifați niciuna din astea, schimbați preșul. Și acestea fiind zise, tragem o folie peste trecut, peste clătite, peste toate chestiile astea și le lăsăm puțin la rece, cam jumătate de oră, 45 de minute. Trebuie să stea neapărat. Da? Cam asta a fost tot pentru astăzi. Asta e rețeta. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Dar pare că se întâmplă numai lucruri bune. În mod normal se pune unt și în aluat. Așa se fac clătitele mai fandosite. Dar acum, pentru că avem o grămadă de lucruri grase, grele, dulci și așa mai departe, cred că această compoziție cu unt poate să fie dată la o parte. Mixăm crema de vanilie cu niște zmeură. Asta este clătita mea, umplută cu cremă de vanilie, puțin sos de ciocolată albă deasupra și multă zmeurică. Bucurați-vă de primăvară! Mulți dintre voi m-au întrebat cum pot să afle primii când se publică rețetele lui Exarhu, adică ale mele. E foarte simplu, trebuie să dați subscribe la canalul de YouTube Oșan. Pe urmă, cu mâna cealaltă, dați click pe clopoțel ca să aflați primii când se publică. Ding! Și după aceea dați și un like, că e gratis.